Mai țineți minte ultima oară când v-ați luat o zi de concediu așa că vă simțeați răuți? Parcă nu prea aveați chef să mergeți la serviciu, era și urât afară cum e zilele astea, era și multă treabă de făcut. E, n-o să vă vină să credeți, dar în Parlamentul României asta se întâmplă destul de des, da. Ultimul motiv de chiul este absolut senzațional, fiți atenți. S-au modificat și programul de lucru, așa încât miercuri să fie o zi liberă și cei care doresc să poată merge la Iași, la moaștele Sfintei Parascheva. În această săptămână, parlamentarii noștri lucrează puțin, doar o zi și jumătate. Da, deputații vor să meargă la Sfânta Parascheva și din cauza asta nu se mai pot concentra ca lumea. Ce să zic, dacă e cineva pe lumea asta cu păcate de iertat, atunci ei, oho, sunt cap de listă. Dar e oare corect față de ceilalți pelerini? Păi dacă în medie moaștele astea iartă, să zicem, un păcat pe secundă, cei mai mulți deputați ar trebui să stea câte două zile lipiți de moaște. Plus că ăștia sunt lacom, da, sigur vor vrea să ia moaște și la pachet pentru acasă. Și sigur o să vină deputatul ăla, care o să-i strecoare el Sfintei 2000 de euro, ca lui să ierte păcatele mai bine și mai repede decât celorlalți deputați. Vigoreșoare, greutatea sa. Da, și o să vină și deputatul ăla care o să se roage la Parascheva să nu țină cont de rugăciunile celorlalți deputați. Cam bancul ăla, și tu ce dorință ai? Păi, fă-i pe toți negri la loc. Și, normal, o să vină deputatul care o să se roage să scape el de pușcărie, dar să intre la pușcărie toți ceilalți. Vigoreșoare, greutatea sa. Haideți să vedem ce alte minuni mai poate face Sfânta Parascheva. S-a întâmplat să mă întâlnesc cu procesiunea în drum și de aveam picioarele așa de înghețate. Deodată picioarele s-au încălzit, deodată am intrat în mulțime și am început să cânt împreună cu ei. I-au zis domnilor parlamentari, ci că încălzește și picioarele. Știm că cei mai mulți dintre dumneavoastră aveți picioare scurte, că de, așa e în branșa asta. Dacă tot mergeți acolo și e ofertă, ar fi păcat să nu profitați, ca să nu zic că mai circulă un zvon, da? Termonuțe? Corect, corect, totul până la sărmăluțe gratis. Hai, treacă de la noi, luați-vă toată săptămâna liberă. Ba nu, luați-vă toată luna, că acum vine și Sfântul Dumitru. Și dacă vreți să scăpați de dosarele alea, e musai să treceți și pe la el, da?